Salutări și bine v-am găsit la o nouă nebunie de episod Vrei să fii milionar? Ideea e că ați văzut voi luna trecută la ultimul episod că m-am făcut de râs rău de tot în calitate de concurent, motiv pentru care acum l-am dat afară pe Costi și m-am pus prezentator. Ca prezentator e foarte greu să te faci de râs în această emisiune și astăzi avem o ediție super, super, mega specială. În colțul din stânga avem oamenii care spun că te bat, iar în colțul din dreapta avem pe aia care chiar te bat. Mai exact, facem trepări versus kickboxeri! Și vreau să auzim mega multe aplauze pentru concurenții noștri, Marco Gras! Direct din micronouă șerpărie de la Târgoviște, de la mama lui Gheboasă, de la Șerpăroasă! Evident că nu aveam cum să avem un episod cu trepări, la fel cum nu poate să fie o probă de bac fără Bacovia! Și nimeni nu-i va ști niciodată adevărata identitate, toți îi cunoaștem drept Rica Guro! Este despre jocul minții astăzi, nici nu dăm cu pumnii, nici nu cântăm. Din partea luptătorilor îi avem pe Costi! Andreea Cebuc! Bine! Claudiu C4! Ei trei sunt luptători pe bune, se bat în ring. Iar aici avem pe unicul inegalabilul Sebastian Badea, îl știți de la Free Fire? Prima echipă care va răspunde la o întrebare va fi echipa trepărilor și începem cu tine, bro, ești pregătit? Ia zi să vedem ce ai. Tu ai versuri alea bombă, versuri alea cu mesaj, cu mult conținut, așa că o să începem cu o întrebare nici ușoară, nici foarte grea. Câte județe are România? Și variantele sunt A, 31, B, 35 de județe, C, 41 de județe și D, 45 de județe. Județele țării în care te-ai născut, în care ai crescut și în care ai devenit faimos, Marco. Nu știu, frate, m-am mutat în țară, dar o să zic 45. 45 de județe, varianta D, ai ales-o? Da. Și răspunsul este... Greșit din greșeală! Ia mă, pe cu 30 ceva. Ai fost cu 4 județe peste, bro, România are doar 41 de județe. Se pare că trepării au început cu stângul, aș putea spune. Fie pierdeți 100 de lei, fie toată echipa face o provocare. Aveți 30 de secunde să vă consultați. E pe bani, frate? Da, păi dacă e pe bani vorbim mai... Se numește Vrei să fii milionar, pentru că fie câștigi 100 de lei pe răspuns, dar și pierzi 100 de lei dacă răspunzi greșit. Dacă vrei să nu pierzi 100 de lei, te să faci provocare. Ce facem? Pierdeți 100 de lei sau faceți provocare? Faci ghebo să nu pierzi. Nu, eu zic să nu pierdeți. Tu faci provocare. Facem provocare. Facem provocare. Provocarea. Bun, hai să vedem ce provocare. Le dăm trei pe lor, au început direct cu provocarea. Nu vrei să pierdeți, a? Voi sunteți pe încasat, nu pe răstat. Pe încasat, mereu. Încasăm și bani și pumni. Trepărilor sunteți cunoscuți ca fiind foarte șarmanți, cu mare, mare succes la fete. Așa că provocarea pentru voi este să vă duceți pe aici prin Park Lake, prin mall, toți patru, și să încercați să obțineți numărul unei mame drăguțe, dar nu al unei fete. Așa că vă invit frumos să mergem să facem provocarea. Hai să aplaudăm echipa Trepărilor, curajoasă. Foarte mult curaj. Se pare că s-au dedicat acestei cauze. Să rămână, mă scuzați că vă deranjez, să vă fie de bine. Auziți-am și eu rugămintea noastră, să poate să obțin și eu numărul noastră de telefon. Dacă nu ar fi cei dumneavoastră, poate e fix pentru mine, drăguță și pe placul meu. Se poate? Nu se poate nici al dumneavoastră, vă rog frumos? Vă rog eu frumos, dați numărul vostru de telefon. Haideți să vorbim, dacă toți prima oameni la vorbă, cine știe, poate că vă totuși dați numărul de telefon. Vă mulțumesc frumos, atunci nu mai are rost să insist, nu? Bună ziua, nu vă supărați. Fac un fel de sondaj. Așa. Nici eu nu știu încă despre ce. Dar aș avea nevoie de numărul dumneavoastră. Așa. De telefon. Sau al dumneavoastră, nu? Dar numărul lui Fimea nu-l vreți? Nu, nu, am nevoie de numărul dumneavoastră. Cred că eu am o vârstă. Numărul meu de telefon îl dau așa, orice când trebuie un motiv întemeiat ca lumea, nu? Lăsați, că... e ok. Mă scuzați că vă deranjez de la bar. Să rămână. Bună, de fapt, iartă-mă. Am crezut că nu te-am văzut chiar cu spatele. Auzi, am și eu o rugăminte, dacă se poate. Crezi că ați putea obține și eu numărul de telefon? Nu. Nu? Eu cred că ați putea să te văd o dată la o cafea împreună cu mine. Lăsăm pe iubitul la o parte. Crezi că i-a avea șansa? Hai, uite-te la mine să mor eu, că sunt dulceață de băiat. Nu te speria să mor eu, că nu-ți fac nimic. Mă scuzați dacă vă deranjez. Sunt și eu într-un challenge și am o provocare. Poate mă puteți ajuta. Nimic nu rămâne public, gen. Am nevoie de numărul de telefon al unei mame. Puteți să-mi dați numărul? Spuneți, vă rog. 0734. 0734. Se cenzurează, stați liniștită. Care-i treaba? Voi mă recunoașteți pe mine și cine sunt eu? Da. Da? Bun, dacă crezi că sunt gheboasă, crezi că ați putea să obțin numărul de telefon?
Spune și motivul pentru care nu-ți doresc să am eu numărul de telefon. Pentru că nu ești genul meu. Pentru că sunt negru sau e alt motiv la jumate? Pe tine cum te cheamă, nu te supăra că te întreb. Francesca, îmi par foarte cunoscută, să știi. Nu știu ce frumos e, așa marca ai mei. Ia zi, te-am vrăjit, vrei să-mi dai numărul sau nu? Nici Instagram-ul? Aoleu, ce să mă fac eu cu tine? Să rămână, bună ziua! Mi-acordați numărul noastră de telefon? Ar fi o plăcere, ar fi chiar o onoare. Ok. Sigur? 07? 22. 22? Poți să sun să văd dacă e... Ia să vedem. E ok? Perfect, mersi frumos! Mă scuzați că vă deranjez de la masă, aș vrea să pun și eu două întrebări. Tot ce-mi doresc eu e să obțin numărul vostru de telefon, măcar al uneia dintre voi. Crezi că ați vrea să obțin numărul tău, că ești mai drăguță? Da. Și îmi place de tine și că ai ochelari, nu? Păi și dacă măcar știi cine sunt, nu poți să-mi dai numărul de telefon? Da. Frații mei, ce să fac? Am încercat, dar n-am reușit. Sunt prea cioră ca să dea vreo femeie numărul ei. Power! Ați reușit ceva? Lejer! Voi pare că aveți mare noroc. Prima întrebare și deja au greșit-o. Deja am făcut o provocare, asta trebuie să vă motiveze. Dacă e că voi știți de la box, nu trebuie să-ți te uiți la cap dacă vezi că îi bați la început, că dacă la final se e, nu? Este o întrebare de știință și istorie, frate. Mai nimerit. Îți plac femeile? Normal. Este o întrebare care conține o femeie. Întrebarea este următoarea, ești pregătit? Cum se numește prima femeie care a câștigat premiul Nobel în 1903? Și variantele de răspuns? Vrei variante sau știi fără variante? Normal, zi-mi, că știi lui Aegis. Deci, A. Abella Danger. B. Lana Rhodes. C. O mare figură în știința mondială, Mia Markova. Și D. Marie Curie, prima femeie care a luat premiul Nobel în 1903, este... Marie Curie! Marie Curie și răspunsul este... Corect! 100 de lei! 100 de lei pentru echipa luptătorilor gheboasă! Hai! Gheboasă! Îmi hai, pun fratele, cea mai mare bază, mă pun fii în tine, că răspund corect, fii atent! Ia zi, răspuns corect? Eu așa zic, fii atent! Gheboasă, o întrebare... simplă, dar fii atent să dai răspunsul corect, da? Da. Câte vizualizări are pe YouTube de Țiganca? 3,8 milioane. 3,8 milioane de vizualizări, așa că, ca să se facă 5 milioane în următoare câteva zile, trebuie neapărat să răspunzi corect la următoarea întrebare. Gheboasă, ce este soarele? A. O nebuloasă. B. O stea. C. Un meteoroid, așa scrie, meteoroid. Și D. O cometă. Soarele. Așa. Care e pe cer. Ziua și vezi? Mai zi-mi este variantele. O nebuloasă, așa? O stea, un meteoroid sau o cometă? Răspuns final, o stea. O stea, la fel ca gheboasă, este soarele! Răspuns corect! Power! De-aia te-am întrebat de câte vizualizări are înainte, pentru că tu ai ceva în comun cu soarele. Amândoi sunteți o stea! Oh! Oh! Și mergem mai departe la singura fată din această competiție. Hai să o susținem un pic pe Andreea! Când a căzut zidul Berlinului? A. 1939. B. 1945. C. 1989. Sau D. 1990. Când a căzut zidul Berlinului, care separa Berlinul de est de cel de vest? Hai că anul trecut ai dat bacul. Mare nebunie, mare nebunie, a venit președintele Americii, a zis tear down that wall, Mr. Gorbachev, a? 1939, 1945, 1989 sau 1990? 45. Nu e, măi, 89 sau 90, că sunt unul lângă altul. Păi da, da, zi de Gorbachev. Păi, ai câteva opțiuni, să știi, în cazul în care dorești. 50-50, împarți variantele la jumătate, rămân doar două variante, dintre care una corectă. Poți să suni un prieten sau poți să întrebi publicul. Dar echipa are voie să folosească doar o dată fiecare dintre aceste live line-uri. Dacă le folosiți, nu le mai puteți folosi pe viitor. Așa că alegeți cu mare grijă. Când a căzut zidul Berlinului? 7... 89! S-a spus varianta C, 1989? Și este varianta corectă! Echipa lor se bucură de 200 de lei, în timp ce aici avem doar un capital de 100 de lei. Hai să vedem dacă trepării vor recupera. Bacovia! Dublu sau nimic. Ai un nume de poet. Numele tău inspiră cultură. Respir cultură prin toți porii. Așa că o să spun o întrebare un pic mai grație. Cine a fost împușcat în 1914 și a dus la declanșarea primului război mondial? Primul război mondial s-a întâmplat pentru că cineva a fost asasinat. Okay. Cine a fost acea persoană? A. Franz Ferdinand. B. Franz Christian Andersen. C. Franz Beckenbauer. Sau D. Franz Fritz.
Nici eu n-aș ține minte toate aceste variante, așa că haideți să o luăm de la capăt. Johnny Sins. A? A? Franz Ferdinand. Bacoviani n-a trebuit să se gândească foarte mult, a dat varianta A. Franz Ferdinand, care este varianta... corectă! Capitală 200 cu 200! Egalitate perfectă! Suntem la egalitate perfectă! Hai să vedem echipa luptătorilor dacă o să bată și la lupta creierului! Claudiu, ți-a plăcut cu stelele, astronomia, ți-a plăcut... Cel mai mult! Cel mai mult îți place cu stelele, da? Care este cea mai mică planetă din sistemul nostru solar? A. Pluto, B. Mercur, C. Neptun sau D. Eforie Sud? Pluto, Mercur, Neptun sau Eforie Sud? Păi Pluto nu e planetă. Ok. Ok. Mercur. Mercur, cea mai mică planetă din sistemul nostru solar? Exact. Incredibil, dar răspunsul este corect! Nu pot să cred. Băi, nene! Vreau să aud niște aplauze un pic mai puternice pentru omul meu. Deci nu e doar mușchi, și creier. Bro, înainte să spun întrebarea, vreau să te întreb. Te-am mai văzut cu cagură, dar prima dată când te văd cu coarnele astea. Da. E noua cagură. Da, e nouă, e nouă. E un fel de cagură 2.0, nu? Da, da, da. Ți-a plăcut geografie? Nu. Nu ți-a plăcut geografia? Deloc. Îmi mai ții minte pe profesorul tău de geografie? Da, am avut o profesoară. Nu că n-au fost. Cum o chema? Nu mai știu sincer. Doamna, nu mai știu sincer, se uită acum la noi și vrea ca tu să dai răspunsul corect, cagură. Care este capitala Indiei? Variantele sunt A. Bombay, B. Mumbai, C. Calcutta și D. New Delhi. Capitala Indiei. Bombay, Mumbai, Calcutta sau New Delhi? Deu. New Delhi? Da. Ricagura a mers pe New Delhi, ca fiind capitala Indiei. Ceea ce este corect! Este egalitate încă o dată. Sebi, nu știu cât de bine te bați, dar ești numărul 1 pe România la Free Fire. Greșesc? Îi bat online, îi bat pe toți. Cel mai bine, da. Și nu știu, la geografie, este tot o întrebare de geografie. Care este cel mai lung lanț muntos din lume? Și are variantele. Munții Anzi, Munții Carpați, Munții Stâncoși sau Munții Urali? Cel mai lung lanț muntos din lume. Nu uita, aveți lifeline-uri, puteți să vi le folosiți. Voi știți răspunsul? Carpați, Stâncoși, nu. Deci ai scos pe... Carpații și Stâncoșii din ecuație, ți-a rămas Munții Urali și Munții Anzi. Prima variantă. Munții Anzi. Mergi pe varianta A, Munții Anzi sau Munții Urali? Prima variantă. Adică Anzi. Anzi, da. Munții Anzi. Munții Anzi. Și răspunsul este... Băi, sunt prea simple întrebările astea. Eu m-am făcut de râs la episodul trecut, de nu s-a mai putut. Acum oamenii ăștia prerup în două. Trecem în runda a doua, deja am străbătut fiecare membru al fiecarei echipe și începem din nou de la capitanul echipei trepărilor, Marco Gras. Ai fost în Paris? Ai piese în franceză. Ai fost vreodată în Paris? Da. Atunci eu cred că o să fie simplu. Ce râu străbate Parisul? A. Loara, B. Angerii, C. Campari sau de Sena, râu care străbate Parisul. Cel mai Sena. Vizitat oraș din lume. Sena, varianta de corect! Arunci cu vorbe bune. Bine, mă, bine, mă, O întrebare despre credință, dar nu neapărat despre religie. Foarte interesantă această întrebare. Există o țară unde jumătate din populație crede că elfii există, că este o chestie reală și există. Și are următoarele variante. A. Norvegia, B. Suedia, C. Islanda sau D. Danemarca. Norvegia, Suedia, Islanda. Mergi pe Islanda, varianta C. Răspuns final? Da. Și răspunsul este... Ești nebun? Acum, dată, în Scoția. Nu, n-am fost niciodată. Cum crezi că e în Scoția? Mai șmecher decât într-un Goviște sau? Clar, sunt aia cu cimpoaie de alea de cântă. Acolo, nu, fratelo? Habar n-am, frate. Habar n-ai, care este animalul național al Scoției? A. Vultul, B. Carul, C. Oaia sau D. Unicornul? Răspuns final, D. Unicornul.
și răspunsuri spre totala mea surprindere, care nu înțeleg cum poate fi ăsta răspunsul corect. Este păi să mă rog, era oaia, era de România, era tot. Este unicorn, răspunsul corect! Era mai oaia, calul! Există unicorn în Scoția? Au un unicorn pe drapel? Cine suntem noi să contestăm? Se pare că în Scoția există unicornii pe drapel? Hai să dai 2 milioane pentru două întrebări. Vere, ai fost bun. Andreea! Da. Oamenii de știință care se ocupă cu studiatul peșterilor se numesc A. Grotorogi, B. Catacombiști, C. Speologi sau D. Antropologi. Oamenii de știință care se ocupă cu studiatul peșterilor. Speologi, cred. Cum? Ce speologi, cred. Ce speologi? Cred că da. Și răspunsul este corect! Mamă, suntem numărul 1, n-aveți cum. Am una grea. Trebuie să recunosc că eu n-aș ști răspunsul asta. Ramura ornitologiei, care studiază formarea oului și dezvoltarea. Deci o ramură în ornitologie, în studiul păsărilor, care studiază formarea orelor și dezvoltarea orelor. Cum se numește? A. Oologie. B. Zigotologie. C. Găinologie. Sau de omretologie. Ramura ornitologiei care studiază formarea ouului și dezvoltarea sa. Băi, frate, orologie, zigotologie, găinologie sau omretologie? B. B, zigotologie? Nu. Deci orologie, zigotologie, găinologie, omretologie. Da, mă, B, mă, ce drag. Zigotologie. Da, mă. Bacovia a ales zigotologie, care este răspunsul greșit. Nu pot să-l aflu pe la corect, măcar să plec în fața acasă. Răspunsul este oologie. Băi, sincer, zigotologie sună mult mai regis. M-am dus spre zoo, spre zoo. Și eu aș fi ales exact la fel. Trebuie să alegeți ce faceți. Puteți să alegeți să pierdeți 100 de lei. Câți bani au acum ei în portofel? 500 de lei. E greu cu provocările astea, mă, frate. Ne pune să alergăm pe aici. Ascultă-o și pe mine. Am și eu. E greu să pierd bani, mă. Hai, mă, ce 100 de lei apoi, mă. Zice, ce vrei? Ne rezolvăm noi după. Provocare sau bani? Bani. Ce să facem? Pierdem banii până la urmă, urmi și aia. Pierdem, mă. Luăm o 100, nu? Minus 100 de lei. N-au acceptat să facă provocarea. Au rămas cu 400 de lei. Hai să vedem. Claudiu, ești printre noi? Sunt. O mică rectificare, ai zis că toți suntem kickboxeri. Eu nu sunt. Eu sunt jiu-jitsar. Jiu-jitsar? Fac jiu-jitsu. Nu pot să cred. Fă-și mie o schemă de aia așa. Sunt cea mai tânără centură neagră din România. Wow, nu pot să cred la jiu-jitsu? Da. Bă, îmi cer scuze că nu știam. Habar n-aveam. E ok. Dar o să țin minte data viitoare, Claudiu, poți să fii sigur? Întrebarea mea pe tine este, te-ai uitat la Tom și Jerry? M-am uitat, da. În ce an a fost creat desenul animat Tom și Jerry? A. 1966. B. 1940. C. 1980. Sau D. 2003, desenul animat Tom și Jerry. 2003, nu. Deci ce zici, n-are cum să fie 2003, zici? Da, n-are cum. 1966, 1940 sau 1980? Sau 2003? 40. 1940? Da. S-a mers pe varianta B, 1940, care, ce să credeți, este chiar varianta corectă! Nu pot să cred! Bine, bă! A fost la bulan. Barosane, am venit la tine aici! Bă, da, nu ți-e cald, frate, cu aia pe față? Rezist, rezist. Cine a scris novela Domnișoara Cristina? Ai cunoscut vreo Domnișoara Cristina? Nu. Totuși, există o novelă Domnișoara Cristina, novelă care a fost scrisă de A. Mircea Cărtărescu, B. Mircea Eliade, C. Mircea Baniciu sau D. Mircea Dinescu? Pot să fac 50-50? Sigur, dacă sunteți și voi de acord. Băi, lăsăm 50, lăsăm. Ok, țineți cont de faptul că nu veți mai putea face 50-50, da. Rămâneți doar cu două live-line-uri, întrebați publicul sau sunați un prieten. Bun, mai bine întrebăm publicul și așa ceva că vrei știe. Vrei să întrebăm publicul? Hai să întrebăm publicul. Întrebați bă, care publicul? A zis, bă, că știe? Cine a scris novela Domnișoara? Vino aici, bro. Iată că le dă pagul. Vino aici, bro. Iată. Domnișoara Cristina. Mircea Dinescu? Ai încredere în răspuns? Nu, a fost așa, nu prea. Mai ai o singură șansă, vrei să mai apare cineva din public? Bă, știi, mă? Cine a scris? Hai. Zi. Deci, novela Domnișoara Cristina. Da. Mircea Cărtărescu, Mircea Eliade, Mircea Baniciu sau Mircea Dinescu? Mircea Eliade. Mircea Eliade? Eliade, 100%. Mergem, mă, bro? Te încrezi în el? Da, rămâne Eliade. Varianta B, Mircea Eliade? Da. Cum te cheamă pe tine? Damian. Și Damian a dat răspunsul. Corect! Bine! Bine, mă!
Nu mai zic nimic. Bine, tată! Bine, mă, mă, mâncați așa. Te dădea pagubă ăsta. Ăsta micul te dădea pagubă. Hai să vedem, mergem mai departe. Seba, în ce oraș american se află Universitatea Harvard? La care știi că a fost Rear Pump. Glumesc, n-a fost Rear Pump. Asta era gluma lui. Următoarele variante. A. Stanford. B. Oxford. C. Cambridge. Sau D. New York, prestigioasa Universitate Harvard, una poate chiar cea mai prestigioasă din lume. Stanford, Oxford, Cambridge sau New York? Și eu Stanford. Am luat apucătorul cu Costi la Stanford. Toată presiunea e pe mine, o să aleg... A, Stanford. Da. Seba, răspunsul tău este din păcate greșit! Yeah! Pierdeți bani sau faceți pedeapsa? Țineți cont că aveți un avantaj, ați putea cum pierde bani sau ziceți că chiar e egalitate sau pedeapsă? Nu are rost să pierdem bani, nu pierdem. Să facem provocare. Pedeapsă? Da. Pedeapsă. Toată lumea pentru pedeapsă? Pedeapsă, bun, hai să vedem ce pedeapsă aveți, te-ți pregătiți? Care ai zis, mă? Pedeapsa voastră, și vedeți că e o pedeapsă a echipei, trebuie să o faceți cu toții. Voi aveți pedeapsa clasică în această emisiune de a merge la oameni în mall ca să strângeți semnături pentru o anumită cauză. Prima cauză, să strângeți semnături pentru ca luna februarie să nu mai aibă niciodată 29 de zile, practic să nu mai existe ani bisecți, pe motivul că odată la 4 ani merg ca prostul cu mărțișoare la mine și de fapt a doua zi trebuie să redau pe 1 martie. Cine vrea să ia provocarea? O iau eu. O iei tu cauza asta? Următoarea cauză, petiție pentru a schimba imnul național al României din Deșteaptă-te Române în maneaua Oțelul Garați. O iau eu. O iei tu pe asta? Da. Îți place Oțelul Garați, este? Cine vrea să ia următoarea provocare, mă uit la tine așa? Toți băieții să poarte mustață până la 18 ani, asta e cauza ta. Trebuie semnături pentru asta? O iau eu. O cauză bună. Seba trebuie ca fiecare nou născut să primească de la stat 100 de metri pătrați de pământ românesc în Metaverse. Bun. Let's go, băieți! Așa se întâmplă când greșiți. Mult spor, hai să-i aplaudăm pe războinicii noștri, pe luptători. Să semnați, să schimbăm imnul României din Deșteaptă-te Române în Oțelul Galați. Nu. Nu? Salut! Vrem să schimbăm ceva în societatea românească. Vrem ca toți copiii până în 18 ani să poarte mustață. Avem nevoie de semnătura dumneavoastră dacă sunteți de acord cu această decizie. Până în 18 ani să poarte mustață, să aibă mustață. Bine, te ajut! Vă mulțumesc frumos! Dumneavoastră, mă puteți ajuta cu o semnătură? Să poarte mustață și barbă dacă au. Și barbă. Mulțumesc frumos! Bună ziua, scuzați deranjul. Venim cu o strângere de semnături ca fiecare nou născut să primească de la stat 100 de metri pătrați în Metaverse. Sunteți de acord? Da, da. Poți să faci și pe al meu, născutul meu? Sigur! Mulțumesc frumos, o zi bună! Vreau și eu să strâng niște semnături pentru o petiție. Vreau să scot ziua de 29 februarie, pentru că odată la 4 ani mă plimb ca fraierul cu mărțișoare pe stradă. Și vreau să nu mai existe. Vreau să fie 28 și gata. Mulțumesc! Mersi mult, mersi mult, mersi. Faceți și noi o petiție, dacă să schimbăm imnul României din Deșteaptă-te Române în maneaua Oțelul Galați. Puteți să-mi dați și mie o semnătură fiecare? Desigur, asta mi-am dorit de când eram mic. Mersi. Plăcere. A reușit, a strâns semnături? Păi da. Marco, tu ești foarte chill, ai dat și răspunsul relativ. Ai câte ai greșit? Una ai greșit până acum? Da, una. Ai mers o dată cu metrou în București? Nu. Bă, eu am mers de două ori cu metrou în București, nu știam stația asta, dar întrebarea e următoarea. În București există o stație de metrou numită Costin Georgian. Întrebarea este, cine a fost, mă, Costin Georgian ăsta? A, un scriitor. Bă, dar ce întrebări ne puneți două mă bucava și zi, bă, gândește că peste 150 de ani o să fii altul, o să filmeze episoade cu vezi fi milionar și o să întrebe, cine a fost, mă, Marco Grias? A fost Victor? Da, și a fost să zică la fel, cine dracu era? Bă. Așa cum a întrebat cine? Așa că eu zic că un scriitor, un bancher, un primar sau un director Metrorex. Costin Georgian, cine a fost? Scriitor, bancher, primar sau director de la Metrorex? Nu știu, frate, primar. Primar? Da. Nu? Nu, 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 stai. Ai timp la dispoziție? Stai. Costin Georgian, primar, director vreau Metrorex. 50-50. Vrei 50-50? Da, da, da. Se face 50-50, se taie un lifeline, rămâi cu două variante. Un scriitor sau un director Metrorex? Cine a fost? Costin Georgian. Ai citit vreo carte, poate vreodată, de Costin Georgian sau o fi fost director? Ce să fie oare? Director Metrorex. Asta aia cu director Metrorex, trebuie să vă recunosc, este o alegere riscantă, dar este alegerea corectă! Mergem mai departe la Costi! Ia să vedem. Celebra pictură, Carul cu boi, a fost opera lui. A. Nicolae Grigorescu. B.
Ștefan Luchian, C. Ion Andreescu sau D. Nicolae Toniță. Este o celebră operă, o celebră pictură, n-am văzut-o în viața mea, spre rușinea mea, habar n-am cum arată. E Nicolae Grigorescu. Nicolae Grigorescu? Și e corectă, zic eu. Bă, cum e nimerește asta, bă, e varianta corectă! Bă, tu ai tras cu ochiul? GB! Hai, GB! O întrebare de istorie, se învață la școală asta, ce zic? Păi și eu pot la școală, eu... Păi nu știu, ai fost la școală? Am fost, dar nu așa mult. Întrebarea asta, sigur, ai văzut-o, ai găsit răspunsul asta în manual de istorie pe undeva. Câți ani a fost căsătorită Oana Zăvoreanu cu Pepe? Wow. Ia dă-mi variante. A. 2 ani, B. 5 ani, C. 8 ani sau D. 10 ani. Oana Zăvoreanu cu Pepe, câți ani a fost căsătorită? Nu știu, frate, să moară mă asta dacă... 2 ani, 5 ani, 8 ani sau 10 ani? Nu știu, chiar nu știu. O relație tumultoasă. Răspuns final, 10 ani. Răspuns final, de 10 ani. M-a lăsat să mai gândesc, coleg. 2 ani, 5 ani, 8 ani sau 10 ani, Oana Zăvoreanu cu Pepe, poți să suni un prieten? Poate să facă... 10 ani, mă, dă 10 ani. 10 ani? 10 ani. Și răspunsul este... greșit! Oana Zăvoreanu a fost căsătorită doar 5 ani cu Pepe. Cum să nu știți? Pedeapsă sau pierdeți bani? Păi hai să facem și pedeapsă. Faceți pedeapsă? Hai, pedeapsă, că am pierdut. Hai să vedem ce pedeapsă au trepării. Gheboasă și de fapt toată echipa, fiecare dintre voi trebuie să facă treaba asta. Trebuie să mergeți la o persoană, să-i cântați câteva versuri dintr-o piesă a altui trepăr și să convingeți persoana respectivă că voi sunteți de fapt altcineva. Vă alegeți trepărul pe care vreți să-l imitați? Haideți! Hai mă, să vedem! Pauze pentru ei! Panorame de oameni că am greșit. Sunt Marco Glaț. Poți să cânti mai departe. Fume savana, cafeaua. A dat gherlă, hai. Dar știți măcar cumva cine sunt eu? Nu și nici nu mă interesează. Fume savana, tipei în piscină. E soare afară, pe masă încă ninge. Poliția? Să rămână. Bă, bă, poți să-ți cânt melodia mea? Două, trei versuri din ea, atât. Fumez Havana, cafeaua e americana, încă umbri după un za. Știi melodia, nu? Marco Glaț. Da, știți melodia, nu? Nu prea ascult, ea... Tu o știi, nu? Da, Marco Glaț, nu? Da. Eu sunt. Dacă... Da, eu sunt, gen, am venit să văd reacțiile oamenilor. Da, normal. Te-am recunoscut lor, dar să ascult piesa. Stai că am pus și story aici, de când eram în plecare. Stai. Ah, bine, hai că aștept. Smecher. Te pup, frate, ține-o. Baftă. Fumez savana, tipe în piscină. E soare afară, pe masă încă ninge. Nu atinge că te arde fata frige. Mi se pare cunoscut, dar nu dau seama cine. Mă crezi că sunt Marco Glaț? Nu. Nu? Dar cine crezi că sunt eu? Gheboasă. Asta e o poveste despre cel mai trist refren. Multe s-au schimbat și multe... Știi cine sunt? Marco Glaț. Nu, Bacovia, frate. Vrei să facem o poză? Da. Hai. Dale, te buc. Bacovia, da? Da. Te buc. Salut băieți, sunt Marco Glaț, m-a ajutat și pe mine cu continuarea unui vers. Fume savana, cafeaua e? Americana. E bine, știi că-s Marco, nu? Da. Mersi mult, te pup. Cred că am câștigat proba asta. Fii atent, îți cânt două versuri de la mine și dacă ghicești ce persoană publică suntem, facem o poză împreună. Fume savana, tipe în piscină, e soare afară. Nu știm așa ceva. Nu știți așa ceva? Deci mă credeți că sunt Marco Glaț? Nu știu cine e, scuze, da. Ia zi-mă, pe cine ai imitat? Marco. Tu ai fost Marco? Da, și-a crezut. Tu cine ai fost? Tu ai fost Bacovia? Ghebe, tu cine ai fost? Eu cine am fost? Da. Marco Glaț am fost. Ai fost Marco Glaț? Merge mai departe! Andreea, ce vârstă are Dana Budeanu? Cu mențiunea că iei un punct în plus dacă nimerești și Zodia. 49 de ani, 39 de ani, 42 de ani sau 45 de ani, dănuța noastră, are Dana Budeanu? Are 49 sau 45. Cât? 100%, 49 sau 45. 49 sau 45? Da. Îți aduc aminte că ai și Rifeliner, poți să faci cum vrei, poți să dai răspunsul direct, poți să te folosești de Rifeliner. 49. 49 ați de ani? Ați greșit direct, ați greșit. Nu, din păcate, răspunsul este greșit. Da. Aha. Pare de 49? Cred că are, păi are nu 40. Pare, dar de asta am zis. Facem pedeapsa, nu? Pedeapsa, da. Pedeapsa voastră este următoarea. Trebuie să vă așezați la masă cu o persoană care să-i spuneți că este deocheiată, dar că știți voi unde scântec și proba se termină atunci când obțineți o sumă de bani că ați scăpat persoana respectivă de ochi. Vă băgați? Hai! Da. La treabă! Hai! Pari puțin deocheiată. Știu eu unde scântec, dacă vrei. E ok? E ok? Da. Tu aveți nevoie de vreun descântec? E gratis, nu vă cer bani, nu nimic. Nu merge, mă, nu merge, frate, nu merge. Ești bine? Da. Pare deocheiată.
Poți să-ți fac un de ochi? Da? Sigur? Fugi de ochi dintre ochi, fugi de ochi dintre ochi, fugi de ochi dintre ochi. Gata? Ești mai bine? Da, mult mai bine. Tu cred că ești de ochiat. Lasă-mă să zic tatăl nostru. Cred că ești de ochiat. Taie, frate, că se ia lumea de noi, ești nebun. Poftă bună, par puțin de ochiat, pot să zic un descântec. Tatăl nostru care ești din cele simțesc că se numele tău, vine împărăția, facă-se voia ta, pentru cer așa și pe fond. Mersi frumos. Ești mai bine acum. L-am făcut pe Costel. Bună ziua, mă scuzați, sunteți ok? Da. Păresc puțin de ochiată și știu eu un descântec foarte bun. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Amin. Atât? Atât. Păi nu, e de la, vine de la o persoană specială, adică... Dă-te-mă așa! Ia-ți de ochiat, mă! Pe toți! Mergem mai departe în minunata emisiune, Bacovia! Care este prima probă la Decathlon, la Jocurile Olimpice? Nu vorbim de magazinul Decathlon, da. Vorbim de Decathlonul de la Jocurile Olimpice. Care e prima probă de la Decathlon? A. 100 de metri. B. Aruncarea suriței. C. Săritura în lungime. Sau D. Săritura în înălțime. Prima probă de la Decathlon la Jocurile Olimpice. 100 de metri. Aruncarea suriței, săritura în lungime sau cea în înălțime să fie oare? Eu aș merge pe ultima variantă sau pe prima. Știu că am aprins televizorul, de cele mai multe ori am văzut că săreau. Prima, au, 100 de metri. 100 de metri? Da, mă, 100 de metri. Răspuns corect! Bine, mă, Claudiu, da. O întrebare tot de astronomie. La câte milioane de kilometri se află Pământul față de Soare? Cu mențiunea că poți să fii cu plus minus 5 milioane. O aproximare are următoare variante. A. 50 de milioane de kilometri distanța dintre Pământ și Soare. B. 100 de milioane. C. 150 de milioane. Sau D. 200 de milioane. Pământul față de Soare. Penultima, C-ul. C-ul. 150 de milioane. Da. Răspuns corect! Bă, dar e geniu ăla, mă! Ăla nu e luptător fere. E geniu. Și eu voiam tot 150. E docilar. Da, să mă urăt. Vezi că răspunde prea bine la toate. Da, măi, fratele, ce va se întâmplă dubios? Lasă sportul bagășan. Rilca gură. O întrebare nu de istorie, nu e din trecut, e din prezent întrebarea asta. E din epoca noastră. Elon Musk, știi? Da. Face rachete, face mașini electrice, face și copii. Cum se numește primul copil al cuplului Elon Musk Grimes? Primul copil al acestui cuplu se numește XAEAX12, YAEAX12, Elon Musk sau Tesla Model S? Numele primului copil al cuplului Elon Musk Grimes. Hai, frate, că ai văzut meme din asta, nu? Da, dar uite, să... îți dau așa cu variantele acoperite ca să nu vezi care e încercuită, ca să măcar să poți să recitești. Deci, care din variantele astea? A, B, C sau AU? X, A, E, A, X, 12 este răspunsul! Fără! Bine! Bine! Bro, trebuie să știu la ce scor mă aflu, pentru că mai este o singură întrebare. Cât? 800 la 900. Dacă greșesc, o să fie egalitate. Vezi că avem și variante. Cine crede că câștigă, da. Tefă? Ultima întrebare este a ta, frate. Tu o să decizi dacă îi bați sau dacă echipa ta are egalitate cu cea a Tefăilor. Care este singurul mamifer de pe pământ care nu poate să sară? Ce? Nu poate să sară. Variantele sunt A. Rinocerul, B. Hipopotamul, C. Hiena sau D. Elefantul. Rinocerul, hipopotamul, hiena sau elefant. Folosește variantele alea 50-50. Să-i batem. Ce zice? Să le folosească variantele? Eu zic batem. Să folosim o variantă. Suni un prieten sau faci 50-50? Sau poți să întrebi publicul? Oh, lasă că... Publicul nu. Nu. Publicul nu ține cu voi. O să vă dea răspunsul 50-50. Pădos. Eu zic mai bine să sun un prieten. Păi sună, dar poți cineva care să știe. Dacă știe, dacă nu, mai bine 50-50. Nu vorbim de toată lumea animală. Atenție, doar de mamifere. Singurul care nu poate să sară, nu are această capacitate de la Dumnezeu. Tu ce zici? Crezi că știi răspunsul? Mai bine sună cineva. Sună! Ai 30 de secunde să-ți dea răspunsul. Îl sună pe Busu din clipul cu Free Fire. Dă-i pe speaker să-l auzim și noi. Busu, am nevoie, te rog, urgent de ajutorul tău. Să mă ajuți cu un răspuns la o întrebare. Ce mamifer nu poate sări? Variantele sunt hipopotamul, rinocerul, hiena sau elefantul. Mamifer care nu poate să sară. 10! 9! Hipopotamul? 7! 6! Hipopotamul! 5, hipopotamul! 2, hipopotamul! Care e varianta finală? Hipopotamul! Răspuns final, hipopotamul? Da!
am onoarea să vă anunț că este egalitate! Elefantul era singurul mamifer care nu poate sări acestea fiind spuse. Remulțumim enorm tuturor celor care au fost de acord să participe. Mulțumim Marco, Gheboasă, Bacovia, Rilca Gură, Costi, Andreea, Claudiu, Sebi. Remulțumim tuturor fanilor din spate, vă iubim! Nu uitați să zdrobiți butonul ăla de like, să apăsați pe clopoțel, să dați follow tuturor pe social media, pe Instagram, Academia de Vlogging pe Sherry Puroș, și noi ne vedem la următorul episod. Vă pupa!